Cei care s-au născut în zodia Capricornului pot avea în ziua de 26 decembrie niște tulburări sufletești, niște gânduri apăsătoare, niște trăiri, niște tresăriri neplăcute, care sunt generate de o disfuncție emoțională. Îi cuprind niște nostalgii, tocmai că nu e momentul cel mai potrivit, alții sunt copleșiți de doruri, alții ar vrea să facă multe alte lucruri acum în prezent să compenseze efortul de peste an și nu pot din cauza restricțiilor. Sunt și tot felul de certuri, ghinioane, ipostaze neconcordante, care îi fac mai ales pe cei tineri să trăiască disonant o relație afectivă. Se mențin conflictele și tensiunile între părinți și copii, pe fondul și unor evenimente care, culmea, nu numai că au generat săptămâna trecută sau acum două săptămâni niște discrepanțe între ce vor unii și ce vor ceilalți sau ce le permit părinții copiilor, dar povestea se și repetă ca să se consolideze baza acestui conflict și să-l facă și mai dificil de administrat în cazul părinților care sunt nevoiți să intervină în chipul cel mai autoritar. Între 27 și 29 decembrie la prânz, axa celor două case ale sănătății pare destul de bine aspectată, pe fond e vorba de un tranzit lejer, agreabil, fără disonanțe fiziologice. Există multă disponibilitate spre a da frâu liber unor porniri, mentalul lor e bun, atitudinea este aerisită, nu sunt închistați și înciudați pe nimeni și nimic, nu sunt motivați în chip negativ, fac ce li se cere la locul de muncă, desfășoară activitățile practice, poate chiar și cele casnice, cu destul de mult interes, hărnicie, dedicare, fără să se vaite, fără să aibă un sentiment de frustrare sau de pedeapsă. Pe de altă parte, se pot face și niște pași pe calea îmbunătățirii stării de spirit, niște pași reali. Mai multă veselie, mai mult optimism, mai multă încredere, ceva mai multă speranță. Unii vor spune că este o formă superficială de a privi realitatea, pentru că, dacă ar analiza obiectiv realitatea, n-ar găsi niciun motiv de entuziasm. Totuși, influența astrelor este de natură să le producă o stare de detașare, chiar și de factorii real de nemulțumire, să-i privească cu mai multă îngăduință sau să-i ignore, măcar pentru un moment, cât sunt aceste zile în care se apropie de o vacanță, de o sărbătoare, de un respiro. Între 29 decembrie, după ora 12 și jumătate la prânz și seara zilei de 30 decembrie, relațiile parteneriale sunt din nou chemate la raport de către transitul lunii prin zodia racului, prin casa a șaptea parteneriatului și vorbim din nou de o predispoziție antipatică. Mai ales dacă este vorba de persoane care nu le fac plăcere celor născuți în Capricorn, cu care aceștia n-au niciun chef să dialogueze sau care ridică probleme greu de rezolvat, cel puțin acum. Și cei născuți în Capricorn cam vor să evite și omul, și discuția, și problema, pentru că nu prea au ce să facă. E vorba de lucruri vechi, datele cazuisticii sunt cunoscute, puterile lor sunt limitate, e un fel de tocare a nervilor gratuită și de hărțuire a lor de către un posibil partener. Depinde de ce natură. Poate să fie un asociat într-o firmă, un partener de contract, partener de viață. Până acum aveam de-a face cu transitul lunii, odată la 4 săptămâni prin zodia racului, care se plasa în disonanță față de Saturn și Jupiter. Acum acestea au plecat din Capricorn, în locul lor a rămas Pluton și au apărut într-un tranzit însă de mai scurtă durată Soarele și Mercur. Pe fond și Soarele are o contribuție la alcătuirea fazei de lună plină din ziua de 30 decembrie, care se va produce în zodia racului, prin prezența lunii în rac și a Soarelui în casa întâi în Capricorn. Și în felul acesta și segmentul identității a eului, a corpului fizic, dar și a câmpurilor psihice și spirituale ale nativului sunt influențate. De aceea unii, mai ales cei maturi, pot să aibă un accent de mare responsabilitate, tocmai acum. Să simtă povara de pe umerii lor sau chestiunile majore care le stau în față și care sunt o temă importantă de viață pe care îi trebuie să o deslușească. Unii reușesc să se consulte cu cineva, să mai schimbe o vorbă, să mai întrebe, alții nu fac decât să mediteze în forul interior și să întoarcă pe o parte și pe alta una sau mai multe probleme, nu lipsite, cum spuneam, de importanță, dar destul de greu de rezolvat, fie din cauza conjuncturii actuale, a mecanismelor instituționale care merg defectuos sau greu, ori a propriilor lor reticențe și neputințe. Nu au suficient curaj într-o direcție, au experiență de viață și ceva le spune că povestea se repetă și numai asta nu doresc, există niște presiuni sau niște condiționări
clare, pe care nu le pot ignora, care vin dinspre familie, dinspre părinți, dinspre datoriile față de aceștia, de casă și de celelalte. Și atunci, sigur că, luând în calcul toți factorii, se construiește un tablou cu destul de multe piedici, cu destul de multe blocaje, care deocamdată nu pot să fie rezolvate. Chiar dacă soarele este în zodia lor, încă nu este suficient pentru asta. Chiar dacă Mercur este în zodia lor, încă nu este suficient să se lămurească sau să înțeleagă ei cum ar trebui să se strecoare printre atâtea capcane existențiale. Mercur cel mult le poate oferi posibilitatea de a discuta cu cineva, de a citi, de a se informa, o persoană competentă sau matură sau care știe despre ce este vorba și care să aibă un punct de vedere rezonabil. Nu spectaculos, nu plin de noutăți și de surpriză, ci măcar de un bun simț de care nativii trebuie să țină cont. Adică o judecată dreaptă, echilibrată, nepărtinitoare, un fel inteligent de a pune în cumpănă cele bune și cele rele, cele trecute, cele viitoare și așa mai departe. Și atunci, punctul acelora de vedere, chiar dacă nu este foarte entuziast, foarte vesel, foarte plin de încredere, este cel puțin unul pe care se pot baza ca fiind născut din seriozitatea și maturitatea interlocutorului. Relațiile parteneriale pot să stea și sub semnul acestui tip de cântărire atentă, fără să se grăbească să dea un răspuns, fără să aibă inițiativa vreunui gest și fără să lase celuilalt la vedere ceva din toate tribulațiile lui sufletești. Între 30 decembrie, după ora 21 și 1, apoi 2 ianuarie 2021, axa banilor, bunurilor, veniturilor, cheltuielilor, investițiilor, este pusă din nou în valoare de tranzitul lunii prin zodia leului, regrupare în jurul unei teme majore de viață, ambiție transformată în țel, în ideal, în scop major sau scop primordial pe termen scurt. Capricornii pot face niște calcule și rezultatul să fie unul surprinzător sau o soluție sau o informație să vină și să le contureze posibilitatea de a face o cheltuială, o investiție, o cumpărătură, de a se lămuri cu privire la un anume fel de a administra banii. Ori poate să vină o lămurire, inclusiv o ofertă, sau un zvon de schimbare, dar un zvon în sensul că încă nu s-a consfințit, nu s-a materializat pe hârtie, ca document, ca rezoluție, care să le ofere niște venituri în plus, în curând. De cele mai multe ori, rezultate din muncă proprie, din efort, poate fi un al doilea job, o altă activitate, de completare, de compensare. Lucrurile sunt de domeniul surprizei. Aici capricornii sunt puțin puși într-o situație inedită. Cu atât de multe schimbări bruște în plan financiar, încă nu au fost obișnuiți. Sau acestea s-au conturat cândva, ultima dată într-un chip semnificativ, acum vreo 12 ani, iar Uranus a fost acum mai bine de două decenii în transit prin Vărsător, dar deja datele economice nu mai corespund, nu se pot stabili similitudini. Atunci erau alte vremuri, altă legislație, alt mecanism financiar, erau și alte venituri, alte salarii, alte forme de plată și alte forme de activitate. Așadar, nu prea au în viața lor un model, un tipar la care să se refere, măcar să-l respingă, să știe de ce zic nu sau să-l accepte în ideea că le-a fost bine atunci, le va fi și de acum încolo. Ceea ce se întâmplă acum cu aceste două planete în casa a doua banilor este de natură să-i țină mereu pe jeratec, să-i țină trezi, să fie vigilenți, să fie lucizi și să reacționeze repede. De data aceasta, cel puțin până în primăvară, or fi obligați să aibă răspunsuri prompte și să nu se lase nici intimitați blocați de succesiunea, decadența evenimentelor socioprofesionale, nici să nu se lase copleșiți de vreo ofertă, nici intimidați de greutățile cu care se asociază posibilitatea de a obține un venit, un câștig. Trebuie să conștientizeze nevoia de a se adapta la aceste vremuri pline de provocare, de inedit și mai trebuie să înțeleagă că ce a fost a fost și nimic nu mai poate fi păstrat și conservat în acel chip care l-ar asigura măcar o liniște. Ideea de liniște din punct de vedere financiar începe să dispară pentru cei născuți în Capricorn și trebuie să se obișnuiască cu ideea că trăiesc ca la jocurile mecanice, un sus-jos amețitor.